Trei bărbați au ajuns la spital în urma producerii unui accident rutier în Hațeg. Un bărbat în vârstă de 73 de ani nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete și a intrat în coliziune laterală cu aceasta. Din spate însă venea o altă motocicletă care a încercat să evite impactul, dar a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit de autoturismul condus de septuagenar. Oamenii legii au întocmit dosar penal. Un grav accident rutier s-a produs duminică după masă între un autoturism și două motociclete la ieșirea din orașul Hațeg. Șoferul autoturismului nu a acordat prioritate de trecere uneia dintre motociclete. De urgență, la locul evenimentului au intervenit pompierii cu o auto specială dotată cu modul de descarcerare, un echipaj SMURS și două ambulanțe. Șoferul autoturismului și cei doi motocicliști au fost asistați medical la fața locului și mai apoi transportați la spital. La fața locului s-au găsit trei victime, doi motocicliști de sex masculin care prezentau multiple fracturi la nivelul membrelor superioare și inferioare, traumatisme toracice, multiple plăge scoriate, erau conștienți, cooperanți, au fost evaluați la fața locului, preluați de echipaje de ambulanță și duși la urgență la Hațeg. Și a treia victimă, șoferul autoturismului, o persoană în vârstă de 73 de ani, cu un traumatism toracic, de asemenea conștient, a fost preluat de echipajul SMURT și transportat tot la spitalul Hațeg pentru investigații. Una din victime, unul dintre motocicliști, ulterior a fost transportat la spitalul din Deva, având multiple fracturi deschise la nivelul membrelor superioare și inferioare. Pompierii au asigurat măsurile specifice în astfel de situații pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu. Totodată, polițiștii ajunși la fața locului au stabilit modul în care s-a produs accidentul. Polițiștii au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 73 de ani din orașul Hațeg, care conducea un autoturism pe strada Progresului din Hațeg, a intenționat să efectueze un viraj la stânga, la plecarea de pe loc, iar pătrunzând pe partea carosabilă, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei motociclete conduse de un bărbat în vârstă de 39 de ani din orașul Hațeg, care se deplasa din direcția Hațeg-Petroșan și care a intrat în coliziune laterală cu autoturismul. Totodată, la scurtă distanță în spatele acestei motociclete se afla o altă motocicletă condusă de un tânăr de 27 de ani din Petroșani, care pentru a evita impactul a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune laterală cu autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 73 de ani. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea celor doi motocicliști, dar și a conducătorului auto în vârstă de 73 de ani. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.